Bine mai regăsit prieteni, pe repede înainte. Șoșoacă nu mai poate candida pentru postul de președinte al României. De ce? CCR-ul, Curtea Constituțională, a stabilit foarte clar. Există niște atacuri la adresa Constituției, la adresa instituțiilor României și poziția de președinte, în cazul în care ar deveni președinte, este incompatibilă cu poziția de trompetă, o să spun așa o metaforă, a Rusiei. Dar, șoșoacă mai poate pierde ceva. Poate să-și piardă partidul pentru că a făcut niște afirmații incredibile de un antisemitism de cea mai înaltă jegoșenie, cea mai, cea mai, spurcată jegoșenie. Vă las aici să vedeți un singur exemplu. Eu am înregistrat, m-am dus imediat pe pagina de Facebook a Șoșoacăi, unde a devirat, de să meargă. De asemenea, slabul atașament față de valorile constituționale ar fi fost demonstrat și de declarațiile cu tentă rasistă și antisemită Făcute ce de Diana Ce v-a spus evrei! Bravo primiți în țară Să făceți-le sinagogi Dacă m-am să nu mai vorbești de evrei, ăștia! S-a spus da, să nu deci... mai vorbești de ei Dar de ce ăsta nu vorbești? Acum voi vorbi și mai rău Până când mă vor băga în pușcărie Uite așa Pentru că ei l-au omorât pe Mihai Eminescu Dar îi acuz Îi acuz de omorâre al lui Iisus ei sunt ucigașii lui Isus cea lui Eminescu. ei știu lucrul ăsta? Știu, normal că știu. Adică au fost acele voci care cereau, cereau control psihiatric atunci când aleși și sunt în funcții. Ei bine, nu s-a făcut. Dar și mai poate pierde ceva. Postul de europarlamentar. Și m-am uitat repede pe regulamentul de procedură. Regulamentul de procedură pentru opta legislatură în marea majoritate, același regulament era așa acum vreo 20 de ani. Eu l-am citit atunci pentru că am fost cumva obligat. O săptămână te uiți la regulament și vezi ce-i voie, ce nu-i voie. Și ce găsim noi la articolul 166, da, la sancțiuni, Supunerea în atenția conferinței președinților în conformitate cu articolul 21 a unei propuneri de suspendare sau de retragere a mandatului sau a mandatelor deținute în Parlamentul European. Deci, Madame Șoșoacă poate părăsi de mâine Parlamentul European dacă se vor face niște petiții, dacă vor fi informați oamenii ăștia din Parlamentul European despre conduita, despre antisemitismul și despre toate derapajele Madame Șoșoacă. Este extrem de important ca partidele acum să vină și dincolo de calculele electorale, că unde merge electoratul ăla de 6%, unde merge nu știu care, cine confirmă, cine nu confirmă, da? să facă acea adresă oficială cu un registrări, cu absolut tot, 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 tot și Parlamentul European să o decizii. Pentru că astfel de, de, de monștri ideologici trebuie să dispară din viața publică. Sigur, nu fizic, ca să nu avem alte, alte discuții, ci pur și simplu în politică nu au ce căuta astfel de oameni Și mai sunt Aici este și o greșeală a instituțiilor românești N-a început cu Șoșoacă A început cu ăștia lui Simeon Amintiți-vă când un deputat sau senator sau ce-o fie acolo Care se dă și mare intelectual pravoslavnic A venit și a spus Holocaustul este o temă minoră a istoriei Și aici nu e vorba de, de o etnie sau alta Aici este vorba de a arunca în derizoriu o rușine istorică pe care omenirea încă nu și-a asumat-o pe deplin. Se numește Holocaust. Dincolo de orice război, dincolo de, de, de o grămadă de porcări, de mărlăni pe care le-am trăit da, de-a lungul mileniilor noi, omenirea, da, Holocaustul a fost pentru prima dată un o, 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 o lucru care nu s-a mai văzut. Să ștergi un popor de pe hartă. Pur și simplu aia a fost ambiția lui Hitler și a lui Stalin. Bun. Revenim la șoșoacă. Aici va trebui să vină partidele și să înțeleagă că da, este fără precedent gestul ccr ului Sigur, la pachet cu la pachet cu șoșoacă, nici Miron Cosma ia ca nu poate candida. Tot de așa dintr-o mărlănie de asta că el a adus semnăturile de data trecută când vrea să fie președinte. Asta trebuie să fie și un fel de de curățare a intestinului gros, da, care este politica românească. Pur și simplu nu se mai poate. Pur și simplu va trebui ca instituțiile să nu mai aibă nicio spaimă, să nu se mai intereseze de notorietatea nu știu cărui politician să și să-și facă datoria. Eu nu spun că CCR-ul este o, o rezervație de îngeri, dar legile sunt legi, inclusiv pentru Madame Șoșoacă. Acum este momentul să vedem în Parlamentul European că regulamentul e regulament, că legile sunt legi, că antisemitismul... Și, și xenofobia și toate porcăriile astea pe care, pe care le-a le debitat Șoșoacă sunt amendabile prin excluderea din Parlamentul European, da? să vedem că în România nu mai au voie să existe partide extremiste și aici, atenție, nu mai este vorba de libertatea de asociere, nu este vorba despre libertatea de expresie. Libertatea de expresie și cea de asociere trebuie să aibă niște coordonate. Nu pot ieși pe stradă, de exemplu, Împreună cu niște prieteni în pielea goală. Da, noi, în numele libertății de asociere, mergem în pielea goală pe stradă. Ei bine, ia ca, nici în partidă nu poți face la fel, da, să fii extremist. Nu pot, în numele libertății de exprimare, de expresie, să urlu pe stradă, ha Hitler sau trăiască Stalin sau de asta. Nu se poate. Pentru că există niște norme. Cei care vin cu libertăți absolute să ne spună, vă dar ce ați făcut nu are drept să candideze. Nu. Nu are drept să candideze. Pentru că o candidatură presupune în spate un bagaj etic prin care, dincolo de manipulări, dincolo de istericare pe Facebook pe care le face madama asta, da? și le face și Simion, da? dincolo de, de asta trebuie să fie acel bagaj etic. Da? Acel bagaj prin care țara să fie convinsă că merge într-o direcție bună, apoi că ăla e de stânga, că ăla e de dreapta, ne interesează mai puțin. Majoritatea, sigur, decide în cazul alegerilor astea. Da? Dar că este vorba de extremisme, când este vorba de un război hibrid al Rusiei pe care îl poartă de câțiva ani în toată Europa și la noi, mai cu sârguință, aici va trebui să fim atenți. Pentru că exact ce zice CCR-ul pune în pericol siguranța națională. Prin felul în care se raportează și nu neapărat la Rusia. Este treaba ei dacă iubește Moscova. Du-te acolo și stai toată ziua în biserici. Da? La, la cine vrei tu? La vasit Blasenui. Da? Problema este alta. În ce fel duci România? către, o, către un est care nu ne-a lăsat o memorie absolut deloc plăcută. Da? Și aici nu vorbim despre, despre o opțiune, ci vorbim despre o opțiune politică, ceea ce este total altceva decât opțiunea mea că votez cu stânga, cu dreapta sau cu negru sau cu alb, la mici și bere sau înaintea votului. Nu. Opțiunea politică se traduce prin felul în care și direcția în care vrei să duci țara. Oare aici deja, de asta există o Constituție, de asta există o, o curte constituțională, de asta există legi care să asigure tot complexul ăsta că țara merge într-o direcție bună. Care este direcția bună? Direcția bună este NATO și este Uniunea Europeană. Dar de ce? Pentru că s-a dovedit matematic, statistic, de care vreți voi, că intrarea în Uniunea Europeană a adus prosperitate României și se dovedește, iată, cu rușii în coastă. <coughs> Că NATO este acel context de securitate care poate asigura pentru prima dată și cel mai, cel mai, cel mai eficient în istorie, da? o Românie integrată în structuri care poate să o apere cu adevărat, în structuri defensive. Ăsta este NATO. Madama nu pricepe. Madama săracă face niște jocuri, pe de o parte personale, pentru că eu o bănuiesc de, de mici debilități intelectuale, da? Și pe de altă parte, știi, debilitățile astea intelectuale să le traduce și în vorba populară, s-a sui în copac, da? și pe de altă parte, cumva activată de tot felul de, 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 de stresori din ăștia dinspre Est, pentru că altfel n-ar fi mers către, către, ambasada Rusiei, și mai mult decât atât, stresorii ăștia din Est, activatorii ăștia din Est, exact activatorii pe care arunci în stația de purare, au făcut să iasă la, la iveală xenofobia. Ați auzit-o la discursul ăla când am mers să-și vedea semnăturile, cum ura străini afară din țară să nu mai văd America, să nu mai văd NATO, ia bazele militare, străinii să vină la noi numai să-și cheltuiască banii ca să vadă frumusețile României. Adică un, o, o combustie de asta debilă, da? pur și simplu te uiți și simți nevoia să te uiți în spatele ei și dacă există vreun doctor. Asta este opinia mea. Pentru că femeia asta a dovedit pe de-o parte, un fapt extrem de urât, da? acela că pe când toată lumea aștepta femeie în politică, cea mai vocală dintre ele a fost și cea mai lipsită de decență. Este un adevăr, și mie îmi pare rău de adevărul ăsta pentru că aș vota mâine o femeie președinte al României, da? dacă ar avea acel bagaj intelectual, etic, etc. etc. Nu, orice femeie, da? așa cum nu orice bărbat și pe de altă parte ne-a adus în față o oglindă a, a râncezelii legislației de la noi. Păi acum nu o amendăm, sigur că au mai fost derapaje, n-am zis nimic, legile sunt pentru oamenii simpli, hai să o lăsăm, că știți, ești o șoacă, e scandala joică. Așa a fost și cu Simion când l-a strâns pe nu știu care ministru de gât, în loc să primească o amendă, dar să-l ardă, în loc să meargă poate trei zile sau 3 săptămâni la pușcărie, în loc aia care a intrat cu cămașa de glon sau ce a fost acolo, sau aia care a intrat cu droguri, să fie într-adevăr pusă în cătușe, toată lumea a luat, a, dacă e cu Parlamentul, nu, dacă e deputat, nu, dacă e șoșoacă, nu. Băieți, așa cum fiecare dintre noi putem fi amendați dacă trecem pe roșu și ei ar trebui amendați dacă trecem pe roșu. Pentru că problema fundamentală a româniei, știi care Nu i se mai vede verde, băieți. Cu astfel de oameni care ar trebui să fie în. în în scriptele alea la medici de familie, la medici specialiști, etc., etc., și cu tratamentul la zi, da, ăștia fac să dispară verdele. Și apare roșu. Roșu sovietic. Nu ăsta de betricomio.